Cred că avem cu toții motive ca să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Știți că prin descoperirea dată în vremea lui David, prin el ca proroc și prin prorocii Gad și Natan, s-a instituit la cortul și la templul Domnului, apoi construit în vremea lui Solomon, serviciu de laudă la adresa lui Dumnezeu. Era un serviciu permanent. Pentru că a înțeles acest om al lui Dumnezeu, care dorea să petreacă tot timpul în casa Domnului, asta era dorința lui unică și profundă, că ar fi frumos ce se face în cer în permanență, unde Dumnezeu este lăudat, să se facă și la casa Domnului. Dar, de altfel, templul lui Dumnezeu nu este acesta pe care scrie doar muntele Sionului. Templul lui Dumnezeu suntem noi, da? Într-un fel, dacă vreți, ne putem verifica dacă suntem ai Domnului, cu Domnul, prin felul în care îl lăudăm. Și aici ar trebui să se vadă din plin. Și fie ca și pe la casele noastre, ori de câte ori avem ocazia, să-L lăudăm pe Domnul, numele Lui să fie slăvit. Amin. Merită sau nu merită? Amin. Dragii mei, Dumnezeul nostru cel mare, dacă ne gândim la organismul nostru, la cosmosul din jur, pentru minunățile care le-a făcut, ar merita să fie lăudat și nu ne ajunge viața asta. De aceea rugăm să ne dea veșnicia să-L slăvim. Amin. Numele Lui să fie binecuvântat. Și fiindcă e vorba de o seară de binecuvântare, fie binecuvântarea Domnului și peste dumneavoastră, peste toți aici. Să binecuvânteze Domnul, cum scrie în Psalmul 115, pe cei mici și pe cei mari. Au slujit mai întâi copiii, lăsați-mă să le slujesc eu lor și să le spun repede ceva. Copii, trei lucruri așa obișnuiesc eu să spun la copii, doar trei. În seara asta despre migdal, despre migdale. Vă plac migdalele? Alunele acelea, migdalele. În Israel, migdalul este primul pom care înflorește primăvara. În România știți care înflorește prima dată? Cornul. Citiți, vă rog, împreună cu mine, în cartea Exodul, capitolul 25, scrie aici despre cortul Domnului de care aminteam, că avea, cum știți, în prima cameră un sfeșnic, un candelabru mare. Cu câte brațe? Știți, copii? Să-i ajute adolescenții. Câte brațe avea sfeșnicul? 7, așa. Scrie aici în Exod 25, de la versetul 33, pe un braț să fie trei potirașe în chip de floare de migdal. Floare de migdal sunt așa, alb cu roz, frumoase, așa cum ar fi îmbrăcate fetițele. Cu gămălioarele și florile lor și pe celălalt braț, trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, tot așa să fie și cele șase brațe care ies din sfeșnic. Apoi pe fusul sfeșnicului să fie patru potirașe în chip de floare de migdal. Dragi copii, eu nu le-am numărat cât erau. Temă pentru acasă. Că doar începe școala, da? Câte flori de migdal erau pe sfeșnicul din cortul Domnului? Până una altă, rețineți, că lui Dumnezeu pe semne că asta era casa lui. Îi plăceau florile de migdal. Eu când mă uit la voi copii, așa am impresia că Domnului îi place să vă vadă aici cum a văzut florile de migdal acolo. Și o adunare fără copii, ca fără florile astea de migdal, sfeșnicul. Eu nu știu cât sunteți aici, nu știu câte flori erau pe sfeșnic, dar să vă dea bunul Dumnezeu harul să nu lipsiți de aici. Fiecare cu brațul lui, câte flori pe fiecare bancă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al doilea rând. Citim tot despre cort și despre migdal în cartea Numeri, la capitolul 17. Aici este scris că datorită unor probleme ce au fost în Israel atunci, s-au pus în băieți, acolo în locul acela sfânt, 12 bastoane, bețe, toiege, într-o zi. Și a doua zi dimineața, Moise s-a dus să le inspecteze. Ce a găsit? 11 bețe, cum le-a pus ieri, și unul? Versetul 8.
toiagul lui Aron înverzise, făcuse muguri, înflorise, câte flori? Nu știu. Copsese migdale, câte? Nu știu. Dacă le-a mâncat cineva? Nu știu. Dar interesant. Într-o noapte, îl pui seara un băț și dimineața găsești un pom cu roade. Să mă asculte și adolescenții. Știți când se întâmplă asta? Câteodată la stăruință. Vine câte unul așa, bâtă uscată. Și cum zicea fratele Dionisie Giuchici în poezia Paradisul Verde, vino, lasă ale tale uscăciunile lumești, că ștoiagul de migdale, sărbătoarea de rusale, te va face să înflorești. Amin. Și în câteva ore de stăruință, într-o seară, într-o noapte, nu mă-l vezi înverzit, ba la câte unul mai de Domnul și vedenii, să mai și coc migdale, sau știu eu ce alte descoperiri prorocii de la Domnul. Așadar, dragi copii, să dea bunul Dumnezeu până sunteți mai mici să fiți flori în adunare, dar după aceea chiar să se coacă migdale din florile voastre. Așa ca printr-o minune dumnezeiască, amin? Amin? Și în al treilea și ultimul rând, citim din cartea Genesa, la capitolul 43, este scris și voi vă amintiți că au plecat frații lui Iosif în Egipt să cumpere grâu, era foamete în Canaan, vă amintiți, da? La Iosif acolo. Și acum, ce să-i ducă și ei și bătrânul tată le-a zis, versetul 11, luați din cele mai bune roade ale țării și duceți în dar omului aceluia puțin leac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Chiar că în seara asta, părinților, să aveți în vedere, pe mâine merg în Egipt, merg la școală, să le puneți migdale în geantă. Asta știți cum vine, copii? Măi, în România încă poți să ții Biblia în ghiozdan. De aveți loc, luați-o cu voi într-o pauză, mai citiți. Dacă nu spuneți-le un vers de cântare sau de poezie la colegii de la școală, astea sunt migdale, că ei n-au acolo în Egipt. Trebuie să le ducem noi de aici. Au fost oameni care s-au pocăit, că și copiii pocăiților le-au dus migdale. Fisticuri, ceva leac alinător, i-au mângâiat. Avem mărturii de copii care și-au convertit colegii și apoi Dumnezeu a mântuit și pe părinți. Să le spuneți celor de afară ceva frumos, că și ei o să vină cu acriturile lor să vi le dea vouă. Voi să nu le luați, că o să vă facă rău. Deci nu uitați, dragi copii, acum sunteți flori, cu vremea trebuie să fiți migdale și să poată să guste din voi chiar și cei de afară. Amin.